schimbare a anuncat de BNR privind valoarea la care se vinde euro. Banca Națională a României, BNR, a anuncat luni un curs de referință de 4,6542 lei/euro, în scădere cu 0,06 fac de nivelul atins vineri. Vineri, euro a se cezut la 4,6569 lei, anunț news.ro. Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, BNR, a anuncat, luni, resublinierea ratei dobânzii de politic monetar de la 2,25 la 2,50 pe an, începând din 9 mai. Luni, leul s-a apreciat în raport cu euro, în contrast cu tendința regională. Alte monede din regiune, precum zlotul polonez, coroana ceh, sublinierei forintul maghiar s-au depreciat pe piața interbancară în raport cu euro. Dolarul american, cotat indirect în piața românească prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat de la 3,8936 lei la 3,9026 lei. Cursul francului elvețian a se cezut de la 3,9007 lei la 3,8871 lei.